Bun găsit, tovară și prieteni! Vreau din nou să vă influențez în legătură cu Pol Pot, cu tovarășul Pol Pot. Fiindcă eu vreau să spun, vă spun că de acum încolo lui Pol Pot se spun numai to... Da, mă sună un prieten. De acum încolo lui Pol Pot se spun numai tovarășul Pol Pot. Da. Tovarășul Pol Pot. Mă preocupă subiectul, fiindcă am văzut și așa un lider comunist care este atacat de toată lumea de pe partea dreaptă și de o bună parte de pe partea stângă și nimeni, sau aproape nimeni, nu încearcă să-l apere, nu-și propune să-l apere. Este un lider comun, un revoluționar fără un avocat și știu că am făcut un film în care am încercat să nuanțez ceva din critica care îi se aduce lui Pol Pot, dar acum, pe bune, cred că e datoria stângii ca atunci când un om de stânga este atacat să trecem peste divergențele noastre și să încercăm să-l apărăm. Pentru că nu putem permite dreptei să ne dicteze ce anume să facem noi. Să ne dicteze comportamentul. Nu putem permite dreptei să ne dicteze comportamentul. Ceea ce mă preocupă pe mine în legătură cu Pol Pot este o luptă pe două planuri, pe două fronturi. Pe de o parte vreau să îl apăr pe Pol Pot, că trebuie apărat, că e de stânga, e de al nostru. Da? Orice atac al dreptei împotriva unui om de stânga este un atac împotriva tuturor oamenilor de stânga. Așa judec eu. Și doi, să văd, dumne, că nu cumva anumite chestii ale lui s-ar putea aplica în România. Nu toate. Am spus foarte clar. Eu nu vreau să pun în aplicare tot ce a făcut Pol Pot. Nu, pentru că așa nici ce a făcut Mao nu se poate aplica în întregime. Totul trebuie aplicat referitor la conform cu condițiile fiecărei țări, conform cu condițiile țării tale. Aplici un model străin numai în conformitate cu condițiile țării tale, totul trebuie adaptat la condițiile țării tale, dar poate anumite lucruri se pot aplica și cred, sunt tot mai convins că anumite lucruri se pot aplica. E foarte greu să-l aperi pe Pol Pot, că nu găsești nimic. Nu găsești nimic scris de Pol Pot pe arhiva marxiștilor, pe Marxist.org. Pe Marxist.org sunt doi autori marxiști, indiscutabil marxiști, care lipsesc total, Nicolae Ceaușescu și Pol Pot. Nu poți găsi nimic de Nicolae Ceaușescu și de Pol Pot pe Marxist.org. Așa ceva nu este normal. Ca să afli ce a scris Pol Pot, trebuie ori să te apuci să înveți limba khmeră, limba khmeră care nu cred că îmi stă în puteri, ori să citești ce au scris oameni care au fost dușmani al lui Pol Pot, detractori, etc. Deci cam asta îmi rămâne, să văd ce au scris alții despre Pol Pot care nu erau de partea lui, care nu erau prieteni. Și iată că astăzi, tot căutând eu așa, am găsit niște lucruri interesante venite chiar de la dușmani. Chiar de dușmanii lui Pol Pot, care l-acuză pe Pol Pot că a fost un criminal, recunosc că Pol Pot însuși accepta să fie criticat. Ce ziceți de asta? Pol Pot însuși accepta să fie criticat. Asta este extraordinar. Dovedește încă o dată că Pol Pot nu a fost dictator, nu putea să fie dictator. Bun. De asemenea, am arătat în filmul trecut că nu este adevărat faptul că polpotiștii Khmerii Roșii au interzis educația, dimpotrivă. Numai că ei au vrut să combine educația cu munca fizică, ceea ce este o idee extraordinară. Și nu pot să mă întreb, nu pot să mă abțin să nu mă întreb. Ce deranjează atât de tare pe legionari? Faptul că Pol Pot susținea îmbinarea educației cu munca fizică. Oare nu același lucru l-a susținut și Codreanu? Eu știu că și Codreanu a susținut munca fizică. El însuși a muncit cu mâinile. Codreanu a muncit cu mâinile, făcea cărămizi. El și cu cei din jurul lui, care erau toți niște intelectuali, el nu sunt absolvent de drept. Și atunci ce vă ofticați atât de tare că Pol Pot a susținut munca fizică? A susținut ca intelectualii să muncească la câmp sau în alte proiecte legate de muncă fizică, cu brațele. Ce vă deranjează atât de tare? Păi vă spun eu ce vă deranjează. Codreanu a susținut acest lucru
în numele unei concepții anti-egalitare, ca să dea bine la omul simplu, ca să-l poată îndepărta de egalitarism, să îndepărteze de omul simplu de egalitarism. În vreme ce Pol Pot a susținut, ca și Mao înaintea lui și ca și Ceaușescu într-o măsură mai mică, a susținut munca fizică a intelectualilor, tocmai în numele unei concepții egalitare, ca să te apropie de idealul egalitarist. Asta este diferența între munca fizică în concepția legionarilor și munca fizică în concepția lui Pol Pot și altor marxiști. Munca fizică la legionari era o armă împotriva egalitarismului, iar la Pol Pot era o armă pentru împlinirea egalitarismului, în favoarea egalitarismului. Deci, așa mi-explic eu de ce pe voi vă deranjează foarte tare faptul că Pol Pot pune intelectualii să muncească. Și cu asta revin la o chestie care mă frământă de foarte multă vreme. Comportamentul deplorabil al intelectualității de la noi. Nu cred că există intelectualitate mai elitistă pe lumea asta decât intelectualitatea română. Chiar și intelectualul ăla sărac care abia își duce traiul de altă pământ, chiar și ăla este elitist. Triza adevărat, chiar și ăla este elitist. Și atunci haide să facem ceva cu intelectualul ăsta român. Dar nu numai cu intelectual român, cu toți hipsterii care s-au molipsit de ei, de la intelectual de comportamentul elitist. Cu acest nenorocit de Andrei Caramitru, care spune că democrația nu este pentru săraci. Cu acel nenorocit de userist care a cerut public ca oamenilor needucați să li se ia dreptul de vot. Păi treceți la muncă, măi băiete, voi sunteți niște infecții în țara asta. Voi hipsterilor împuțiți, elitiștii dracului. Sunteți niște nenorociți, sunteți niște paraziți, nu produceți nimic și denigrați pe cei care produc. Pe măturătorul care produce curățenie, pe minerul care îți dă ție lumină, să ai lumină electrică acasă, să te uiți la ce dracu te uiți tu. În țara asta oamenii simpli, oamenii care muncesc, nu au voce. Omul care muncește în România nu are voce. Și pentru asta dați-mi voie să mă ofer eu să fiu vocea oamenilor simpli. Să fiu eu vocea oamenilor simpli în țara asta. Dați-mi voie, mă ofer. Să fiu eu acel om care se adresează în primul rând măturătorului, în primul rând minerului, în primul rând strungarului, în primul rând plugarului. A, da? Se poate deduce ceva din Pol Pot care să fie valabil și pentru România, bineînțeles, orașele sunt niște cuiburi de paraziți. Nu spun că toți orășenii, că sunt și orășeni muncitori, dar în marile orașe s-a format o clasă ultra-elitistă de hipsteri care disprețuiesc pe omul de jos, care disprețuiesc pe omul simplu, care se consideră mai importanți decât oamenii simpli, când în realitate ei sunt mai puțin importanți. Hai să vă spun eu care-i treaba cu munca intelectuală și munca fizică. Munca intelectuală este mai puțin importantă decât munca fizică. Fără intelectuali, societatea poate să supraviețuiască și admit lucrul ăsta că ar scădea foarte mult nivelul de trai. Dar fără muncitori, societatea n-ar supraviețui nici 2-3 zile. Asta este diferența. Fără intelectuali, societatea ar sărăci. Fără muncitori, societatea ar dispărea. Asta este diferența. Și vă spun eu care e diferența. Și da, consider că Pol Pot poate fi emulat în România până la un punct. Atenție, nu vreau să golesc de tot orașele, dar o mare parte din populația Bucureștiului, o mare parte din populația Clujului, o mare parte din populația Timișoarei și chiar și din populația Iașiului este dușmană și trebuie dusă la munca câmpului. Tovarășe Pol Pot, poate că voi fi eu omul care te va face să te odihnești liniștit acolo unde ești și să arăt lumii că munca ta nu a fost în zadar. Eu vreau să învăț nu numai de la Mao, nu numai de la Stalin, ci și de la tine, tovarășe Pol Pot. Vă mulțumesc pentru atenție și fiți anti-elitiști.